Nu poți să nu te amuzi cum astăzi s-a vorbit toată dimineața la TV despre, bă, pe surse, ci că o reține DNA-ul pe Sevil. Nu, chiar eram cu totul în epoca demenței și a delirului dacă o mai vedeam și pe doamna cu cătușe. Și ce e asta, mă, să discuți o jumătate de zi la televizor despre cum ai auzit tu că va fi reținut cineva? Ce boală ne-am ales? După 6 ani de la Belina, după vreo 6 luni de la începerea dosarului, cum zice DNA, să te pui cu rețineri? Ar fi fost circul de stat. Dosarul de-abia a fost predat. O să am și eu posibilitate ca toată lumea să studieze acest dosar. E, gata, doamnă, lăsați macrameul, ghergheful, aveți de citit. Domnul Dragnea, să știți că doamna Sevil nu vă mai face ciorap de lână anul ăsta, că are treabă. Și așa ați băgat-o la apă, la baltă ați băgat-o cu dosarul ăsta. Chiar sunt curios cum se va termina și dacă până la urmă va fi sesizată Curtea Constituțională. Dar e cale lungă cu dosarul, până la judecători știți vorba, te mănâncă ăștia, colegii de partid. Sunt același om. Am respectat întotdeauna partidul și cel care m-a pus în funcția de ministru este CEX-ul. Și decizia mea, care este luată, va fi comunicată mâine în CEX. Ce înseamnă demisia? Deci, permiteți-mi să nu fac afirmații despre poziția mea pe scările DNA-ului sau pe stradă. Am înțeles, doamnă, am înțeles, nu e tu dose cu piciorul pe gâtul dumneavoastră. Nu știu, cea mai elegantă chestie, dacă există eleganță în ceea ce faceți voi, ar fi să vă dați demisia. Și atunci nu vă demite Tudose, e și Dragnea ok că nu se luptă cu Tudose pentru dumneavoastră. Dar să știți, doamna Sevil, că pentru puține femei s-a luptat Dragnea așa. Cred că tare mult l-ați ajutat când a avut nevoie.